Hello ladies and gentlemen and welcome to Theo! On tonight's show ne vom machia și vom începe cu un BB cream de la Clarins pe care îl desfacem. Oh my god, ce încet îl desfacem! Ne punem pe mână un vlog din ăla. Jesus, dar închidem și mai încet de când l-am desfăcut, pentru că we have all day. Folosim o pensulă de la Real Techniques și ne dăm pe față. Nu e bună pensula, dar nu contează. Vanity-ul e departe de pat, așa că moving on. Ce față mare avem, Jesus Christ, mașumate ne-am făcut, bun. Așa. Ne dăm cu BB cream de la Clarins, care sunt sigură că a fost într-unul din videourile cu favorite. Așa. Și care este bun. Ok. Ce frumos sună pensula de la Real Techniques. Ok. Și ne mai dăm. Și ne mai dăm. Avem și timp de mâncat gogoș, dacă vrem, între timp, de la donuterie, să mergeți la donuterie, sunt bune, mai ales aia cu meringhe, care de fapt este lămâie, dar zicem meringhe pentru că, da? Don't ask why. Folosim și un concealer de la Astor. Cam pe acolo se folosește concealer, nu pe unde l-a folosit Teo când s-a machiat, nu cu mâinile ei. Așa. Aceeași pensulă de la Real Techniques. Ne băgăm și în ochi, că doar avem doi. Normal. Ne băgăm în ochi, da. Ok, ce am greșit? N-am greșit nimic. Și acum, după concealer, vom trece la pudra. Folosim pe asta de la Wet n Wild. Așa, ne pudrăm. De preferință nu în gură, dar acum dă domnul. We are not picky. Bun. Pudra asta este bună. Da, este bună pentru pudrat fața. Da. Acum folosim un blush cu o pensulă de la Real Techniques. Blush. Ok. Pe mărul obrazului. Puteți să zice și lămâie sau meringhe al obrazului. E bine. Foarte frumos. Acum vom folosi o pensulă de contur, care nu se mai găsește în DM. Mulțumesc, DM. Așa, ne conturăm frumos. Niște pomeți de fier. What, toată lumea gândește la fel în timp ce se machiază. Ok. Bun, ne conturăm puțin și nasul. Și ca de obicei ne strâmbăm că... Da. Nu mai ai move pe față. Deci este bine. Folosim paletă de la Too Faced. Și punem niște highlight. Ok. Și punem niște highlighter. Ok, acum folosim un creion pentru sprâncene de la Essence. De la Essence. Bun. Da? Wow. Ne uităm în oglinjoara de la Too Faced. Așa, mai la... Se termină creionul?
De la Sephora. De la... Avon. Ok. Bun. Also, acesta este un tutorial pentru machiaj în 5 minute. 3. Bun. Ne-au ieșit bine sprâncenele. Da. Și acum, cu aceeași paletă de la Too Faced, vom folosi un fard. Ceva cu auriu. E bine. De fapt este gri. Maro? Deci vom folosi un fard de la Too Faced. Pe aproape toată plapa. Ușii vom combina cu negru ca să avem un efect mai de smokey. Așa. Pentru că avem ochi albaștri, putem să folosim ce culoare vrem noi. Și acum folosim un roz. Un roze. Bun. Așa. Și amestecăm. Mai amestecăm puțin. Și am obosit. Ne prinde bine o gogoașă cu merenghe. Așa. Bun. Punem niște rimel de la... Nu știu, nu ne putem uita când îi băgăm în ochi. Volume Elixir de la mascara. Căpăcelul cu numele e pe cealaltă parte. Yves Rocher. Aha. Avem niște gene lungi și frumoase. Ce ciudate sunt genele. Nu, nu folosim aceeași chestie pentru genele de jos. Ba da, dar folosim oglindă mai mică. Din păcate nu facem aceeași față ca absolut toată lumea când își pune rimel, și anume aceea un pește care se neacă. There we go. Bun. Punem un luciu de buze de la YSL. Care, dintr-un motiv foarte ciudat, are pensula îndoită, săraca. E îndoită. A, se mai întâmplă să mai stăc și cu fundul pe cosmetice din când în când. Asta este? Oh my god! Deci ne-am pus. Și acum am terminat. Ne aranjăm părul puțin. Ne dă jos cămașa. Și suntem ready. Bye!